și deosebită și au insistat destui și până la urmă am fost de acord. Tocmai pentru că înțeleg, dezamăgirea mea foarte mare a fost că niciunul dintre redactorii șefi ai acestor reviste n-au dat un telefon de compătimire după. Asta spun în carte, că dacă vreodată va veni un telefon sau un cuvânt de compătimire de la unul din redactori, o să fie deja prea târziu. Nu au dat, m-am mirat. Puteau să dea un telefon sau să trimită un buchet de flori. Că poate a fost și din cauza acestei mediatizări. Eu nu zic că din cauza acestei mediatizări. Nu-mi pare rău că am mediatizat-o în felul A ăsta fost pentru că decizia înțeleg ta. menirea lor. Dar un telefon de compasiune putea să vină din partea lor. Aici, într-adevăr, am o dezamăgire. Spune-mi, în legătură cu sora celui agresorului, care mai este situația? Eu nu știu ce s-a mai întâmplat. Noi am primit în februarie, la începutul lunii, un act oficial de la procuratură, unde se explica cum de s-a ajuns, deci câteva file, destul de multe, cum de s-a ajuns la această soluție de neîncepere a urmăririi penale a soțului meu, Adrian Iovan, și mai departe nu știm ce s-a mai întâmplat. Ce crezi că vrea această bălănel? Nu știu, eu nu pot să mă pun în sufletul și în mintea ei, dar dacă, într-adevăr, vrea bani pentru ceea ce hoțul, fratele ei, n-a mai apucat să fure, e destul de grav. Dacă, într-adevăr, l-a iubit atât de mult încât vrea să își transforme dragostea față de frate într-un soi de telenovelă și de hai să ne cunoaștem familia, e la fel de grav. Dacă l-ar fi iubit, într-adevăr, așa cum vrea să ne arate nouă, ar fi trebuit să-l ajute după prima condamnare, după a doua condamnare, după a treia condamnare, după a cincea condamnare, că a avut cinci condamnări, trebuia să facă 18 ani de pușcărie și nu i-a făcut. Și dacă într-adevăr era în pușcărie, acolo unde era locul, era Ar fi viu. trăit, nu? Ce să zic? Cine e de vină? Cine are responsabilitatea morală a acestui eveniment? Familia? Că nu l-a ajutat să-l scoată din lumea asta infracțională? Statul? Că nu l-a ținut în pușcărie acolo unde era locul și unde de fapt l-a trimis. Sau colegii lui care l-au perfecționat din pușcării, sau de ce să nu ne gândim la complici care l-au trimis în casă. Sunt mulți care sunt de vină. Din păcate, nimeni nu-i caută pe responsabilii adevărați. De-abia aștept să citesc cartea ta. Sunt convinsă că și telespectatorii. Aș vrea să aibă această carte cel puțin același interes care l-a avut acest caz în toamna anului trecut. Aș vrea, pe de-o parte, că cei care vor să citească cartea vor înțelege, într-adevăr, drama pe care noi am trăit-o și nu neapărat drama din acea noapte, ci adâncirea acestei drame prin cuvintele grele care s-au spus vis-a-vis, mai ales de persoana mea. Și, pe de altă parte, aș vrea să citească această carte cei care n-au înțeles din presă, cărora le ofer sau îmi ofer față de ei singură un drept la replică. Eu cred că este mai dură, într-un fel, această carte și e mai directă decât orice dare în judecată pentru calomnie sau. Cu toate că Deci, avem trei practic, e ani să ne dreptul tău la manifestăm. replică. Avem 3 ani să ne manifestăm și acest drept. Există posibilitate în 3 ani să te manifesti. Dar zic eu că e mai mult decât. Cel puțin așa cred eu. Acum, dacă mai iau după Cristian Brancu, cel care a scris cuvântul înainte, cel care a fost primul Care a citit din cartea? presă care a citit cartea pe lângă soțul meu și tatăl meu din familie și editura, bineînțeles, care a făcut corecturile. Dacă mă iau după el, el spune la un moment dat în cuvântul înainte că
Romanița e delicată și atunci când e supărată și vrea să fie rea. Eu sunt... Deci lui s-a părut că n-ai fost foarte dură. Lui s-a părut că n-a fost foarte dură. Din punctul meu de vedere, în limbajul folosit de mine, sigur că nu e un limbaj căutat în dicționare, e un limbaj direct, să ajungă la sufletul oamenilor și cititorilor. Sunt și o curioasă de impactul acestei cărți și aștept semnale. Îți mulțumesc foarte mult și nu știu ce să-ți urez. Sper să devii în curând mămică, că bănesc că asta îți dorești foarte mulțumesc. Tare. Mulțumesc. Aș vrea să specific că toate vânzările din această, care vor proveni din această carte vor face parte din capitalul de pornire pentru o fundație care se va numi, așa cum se numește și expoziția de fotografie a soțului meu, Aripi. O fundație cu scop umanitar. Foarte frumos. Îți mulțumesc foarte mult. Mersi și eu de invitație, Monica. Din nou publicitate. Să nu ne părăsiți! Vedete, scandaluri, iubiri, dezamăgiri, adulteri, etc. Revista Star și Cornelia Ionescu revin în forță cu noi subiecte incitante. Să urmărim! Bună, Cornelia! Bună seara! Nu ne-am mai văzut de mult. Da, este adevărat. A trecut ceva vreme de la ultima noastră întâlnire, dar... Care a fost motivul? De ce ai mai... Că ai tot evitat în ultimul timp să... Într-adevăr, dar nu este ceva personal. Pur și simplu am fost foarte ocupată și chiar nu am avut timp să ies din redacție. Asta este. Îmi pare foarte rău, dar promit că o să vin mai des la tine în emisiune. Bănuiesc că ai venit cu noutăți. Da, în general revista asta vine cu noutăți și sper să ne menținem tot acolo, să avem numai lucruri în exclusivitate, așa cum am avut, de exemplu, în această săptămână. Cum ar fi? Revista asta a publicat în exclusivitate pentru România și nu numai, probabil, un interviu cu consuelul soțial lui Adrian Mutu și am arătat-o pentru prima dată în fotografii însărcinată în 6 luni și jumătate. Arată foarte frumos, de altfel fotografiile vă vor edifica și pentru noi a fost un material extraordinar de bun. Am reușit să facem ceea ce presa din România nu a reușit. Toți au încercat să o fotografieze pe Consuelo însărcinată, dar cum ați reușit basta voi? A fost a noastră fost? Și totul s-a petrecut la un eveniment la Torino. Adrian Mutu a fost naș de botez la băiețelul celui mai bun prieten al lui. Și acolo revista Star a avut un reprezentant, Clara Rotescu, a fost singura ziaristă din presa din România. Voi sunteți prieteni cu Adrian Mutu? Suntem prieteni cu Adrian Mutu. Adică dar cum asta se nu înseamnă că această... în momentul în care noi avem o bârfă în care este implicat Adrian Mutu, nu dăm acel material. Noi cu o săptămână înainte am dat un material cu Cosmina Păsărin, care ar tânji din nou după internaționalul nostru. Se știe că el a mai avut o legătură cu Cosmina Păsărin. Acum vreo 4 ani. Aceră, da, acum vreo 4 ani, când soția lui Alexandra Dinu, pe vremea aceea, era tot însărcinată. Probabil Cosmina părăsită și de Stella. De unde și aveți această informație că ar fi avut o legătură cu... Noi avem această informație chiar din anturajul Cosminei. Am avut doi martori la o discuție telefonică între Cosmina Păsărin și Mutu. Ea vroia să stabilească o întâlnire cu Adrian atunci când el va veni în România. Sau, mă rog, va pleca puțin de la... să facă un pic o escapadă în România.
de la Torino, ceea ce în acest moment eu consider că nu se poate, pentru că Juventus este angrenată pe mai multe fronturi, atât că în campionatul Italiei, cât și în Liga Campionilor. Stai puțin, m-ai dus departe de subiect. Deci vorbeam de acum 4 ani, ce s-a întâmplat acum 4 ani. Deci acum 4 ani, când, să le luăm așa punctual, acum 4 ani când Alexandra era însărcinată, Mutu a participat la deschiderea unui club. Unde? La mare? La cumva. Mare, da. Nu, întâmplător eram și eu acolo. Nu, întâmplător eram și eu acolo și, da, informația este adevărată. Deci chiar... Da, nu chiar spune numele clubului, da, ca întreba. Să nu facem... Dar cred că a fost o aventură, adică nu cred că au avut o relație. Da, aventură. Poate a fost ceva de o seară. A fost o aventură de o seară. Important este că au fost împreună. Eu țin minte că acea știre am dat-o în exclusivitate în ziarul Guardianul. La vremea aceea eu lucram acolo. Știu că Adrian s-a supărat, chiar m-a sunat. Eu am încercat să explic că așa mă rog, stau deci lucrurile. Această informație este reală, s-a întâmplat acum 4 ani. Ce te bazezi în momentul de față? În momentul de față, așa cum spuneam, un redactor de-al nostru și încă o altă sursă de-a noastră, au asistat la o discuție telefonică între Cosmina Păsărin și Adrian Mutu. Ea a făcut rost de numărul lui de telefon prin intermediul unor prieteni comuni. Un redactor de-al vostru a asistat la o discuție? Da, la o discuție telefonică între cei doi. Adică, să înțeleg mai bine, Cosmina era cu cineva de la revista Star și l-a sunat bine, pe Mutu? Nu, Cosmina nu știa că este cineva de la revista Star pe lângă ea. Deci chiar nu știa. Probabil și că era într-un loc public, nu? Da, era într-un loc public, nu era singură, mai era cu câteva prietene. La un moment dat vom divulga și numele prietenelor și locul, pentru că și prietenele acelea sunt destul de cunoscute în lumea showbiz-ului. Trei la număr. Deci erau 4 fete și, mă rog, v-am mai spus, cu niște prieteni comuni de lui Adrian, au luat legătura cu el, l-au sunat, el a refuzat categoric să se întâlnească cu Cosmina și este de apreciat. De înseamnă că el în sfârșit s-a maturizat și chiar poate să refuze orice fel de propunere venită din România de la o femeie frumoasă, pentru că să recunoaștem, Cosmina este o femeie frumoasă. Asta este, a fost ghinionul ei ca de data aceasta Mutu să nu-i mai cadă în plasă. Nu știu, aceasta a fost știrea, a fost verificată. Și de data aceasta au fost reacții. Cosmina te-a sunat? Nu, Cosmina nu m-a sunat. Deci ea nu a avut curajul să dea un telefon, însă reacțiile au venit din partea cealaltă. Deci de la celălalt. Te-a sunat Adrian? Da, m-a sunat. Eu am încercat să explic. S-a supărat? Nu s-a supărat, pentru că articolul el era favorabil. Da, în prima fază știți cum ajung articolele în străinătate. Este un pic exagerat. Dacă îl sună cineva din țară și îi spune, uite, ai apărut într-o revistă, într-o postură negativă și încearcă să-i spună totul din punctul de vedere al lui, atunci ajung deformat informațiile în Italia. Când el a citit într-adevăr acel material, a ajuns la concluzia că era un material adevărat și că nu are ce să îmi reproșeze. Singura lui problemă a fost că, nu știu, mi-a zis, nu mai vreau să mai intru în astfel de scandaluri în România. De data asta chiar m-am încumințit. Chiar nu mai vreau să mai am de-a face cu femei de o calitate îndoielnică. Nu a specificat un nume, dar el a spus că o iubește foarte mult pe Consuelo, așteaptă... Deci Adrian Mutu a devenit family convinced. Da, de altfel și recent, pentru că a fost și meciul Arsenal-Juventus, în presa din Marea Britanie, au apărut în Sunday Mirror, mi se pare, un interviu cu Adrian Mutu în care îl spunea că a renunțat la droguri, a renunțat la viața de noapte, pur și simplu acum este cu totul altul și că vrea să fie celebru numai pe gazon. Probabil asta a constat un pic supărarea lui vis-a-vis de revista Star
S-a apropo, gândit că nu vrea să mai apară. Apropo de asta, așa. Tu ești prietenă cu Adrian Mutu, da? Da, sunt prietenă cu Adrian Mutu și nu sunt prietenă de acum, sunt prietenă de mai bine de 7-8 ani. Și noi doi avem o relație destul de bună, nu? Da. Și știi că săptămâna trecută m-a întrebat cineva ce are revista Star cu mine. Ce-a fost cu materialul ăla până la urmă? Că tu mi-ai spus că dacă mă vei prinde vreodată cu ceva, nu mă vei ierta, mă vei suna. Și... Da, a fost vreau pentru telespectatorii care nu știu, tu ai apărut în revista Star într-un material de genul că Eduardo Costa, cunoscut românilor din serialul Vivere, da, ar fi pus ochii pe tine. Haideți să-mi spui acum Stan. De unde știți voi? De multe ori ți-am spus și am spus în această emisiune că noi ziariștii de Monden avem sursele noastre care nu pot fi divulgate. Pentru că în momentul în care ai divulgat o sursă, atunci ai pierdut-o. Și ori ți-o ia altcineva, ori ea preferă să nu mai vorbească. Totuși eram în Italia. Da, și noi am spus că erai într-o discotecă din Italia, în cea mai cunoscută discotecă din Italia sau cea mai la modă, dacă ar fi. Și te-ai întâlnit cu Eduardo Costa absolut întâmplător. Da, era acolo, în discoteca respectivă. Eu de data asta o să spun cine era sursa. Nu ți-am spus nici când te-am sunat de la revistă și pot să confirm acest lucru, că noi te-am sunat și ți-am cerut și punctul tău de vedere. Suntem prietene și tocmai din acest motiv te-am sunat, bine, că și pe alte vedete le sunăm. Ți-am spus și chiar m-am gândit că poate în această emisiune o să vezi că există complice ai revistelor peste tot. Și la cine nu te aștepți? Era vorba despre un barman din un barman român, din discoteca respectivă. Coincidență sau nu, acest barman este, eu îl cunosc tot așa de foarte mulți ani, este vecin cu mine. Și da, știu despre cine este vorba. Era în regulă, deci avea informații despre vedetele din România, este foarte pasionat puțin, și am înțeles că mai vin și alții în discoteca respectivă. Da, așa este, vin foarte multe vedete, dar tu sincer crezi că Eduardo Costa avea timp de așa ceva? Era înconjurat de 20 de modele, adică dar, de era ce? O atmosferă. Titlul era că a pus ochii pe tine. Cum nu avea dacă timp vreți, să pună voi, ochii dar pe tine? Deci este foarte simplu, nu trebuie să te grăbești sau trebuie să stai într-un loc. Pur și simplu, omul acesta te-a văzut și i-a plăcut de tine. Asta nu aveți de unde să știți voi dacă i-a plăcut sau nu. Mă rog, cine era acolo în discotecă a considerat că așa au stat lucrurile. Noi te-am întrebat, tu ai spus că este vorba despre altceva. Poate din punctul tău de vedere lucrurile au stat diferit, dar acum trebuie să înțelegem și pe bărbați că atunci când văd o femeie frumoasă și în general din România, sunt foarte frumoase și foarte bine, sunt apreciate în străinătate femeile din România. Și Alexandra Dinu, de exemplu, chiar noi am dat un articol în urmă cu o lună sau o lună și jumătate, nu mai mi-amintesc exact, tot cu acest actor, Eduardo Costa. O să Costa. Te contrazic, sunt mai apreciate fetele din Rusia, în Italia. E adevărat, dar pe noi ne interesează cele din România, care sunt puține, e adevărat. Și erau foarte multe fete frumoase. Oricum, Eduardo Costa mi-a fost prezentat, am avut o scurtă conversație cu el, i-am propus un interviu și cam atât. Eu n-am sesizat niciun fel de feeling din bine, partea este lui. Dreptul dacă voi spuneți... să spui, ai un punct de vedere, deci noi am avut un alt punct de vedere. Au fost prezentate ambele. Mă rog, ideea este că nu te poți duce nici în Italia fără să scapi de Star. Da, cam așa. Da. După câte observați, noi suntem acolo, cum am și spus și la Adrian Mutu, deci am fost singurii din România în Italia care am putut să facem niște fotografii și un interviu în exclusivitate, așa și în cazul tău. Întâmplător a fost o coincidență. Da. Și nu poți să negi că nu te-ai întâlnit cu acel actor și că ați avut o mică discuție. Până la acea discuție, totuși, probabil din partea lui sau cel puțin cei care au văzut, a existat o intenție de a te cunoaște mai bine. Sau... Eu spun că el are antecedente românești, că i-a mai plăcut și de Alexandra Dinu când au jucat într-un film.
Însă Alexandra este prietenă cu acel italian Carlo și nu știu, lucrurile n-au putut să evolueze și atunci... Oricum e o chestiune subiectivă aici și chiar nu vreau să mă contrazic cu tine. E dar... adevărat. Da, poate că a rămas la stadiul la care tu l-ai spus, pentru că din partea ta nu... N-a rămas la niciun stadiu, doar am vorbit de interviu. 2 minute și atât. Da, nu știu dacă se va realiza acest interviu în viitor, să sperăm, dar nu. Deci chiar... Vom vedea, să știi că noi acest caz îl vom urmări și te vom suna, bineînțeles, ca să ne spui și punctul de vedere. Pentru că, în general, când publicăm un material, mai căutăm. Deci nu rămânem, îl aruncăm odată în revistă și l-am lăsat așa. Nu. Pentru noi mai încercăm să mai scormonim, să mai găsim ceva interesant și nu se știe niciodată ce mai aflăm. Ce alți clienți ai mai avut săptămâna aceasta? Săptămâna aceasta am mai avut un paparazzi cu Ion Țiriac și Nadia Comăneci. S-a bârfit foarte mult în presa din România și au tot apărut materiale, cum că între cei doi ar exista o legătură mai mult decât profesională și de prietenie. S-au făcut speculații, însă nimeni tot așa nu i-a fotografiat împreună într-un loc mai retras. Deci toți au fotografiat la meciurile de tenis și... Unde ați fotografiat voi? Noi am surprins joia trecută într-un restaurant, pot să spun numele restaurantului, la restaurantul La Cena. Era cam 11 seara, chiar mai târziu de 11. Țiriac și Nadia au venit cu 6 bodyguards, și-au luat masa acolo. Este pentru telespectator, pot să spun că deși restaurantul este în centru, este foarte retras, într-un loc în care nu prea vin paparații. Și însă vin destul de multe vedete acolo. Noi am avut o informație că ei au ajuns acolo. Țin minte că eram chiar la o petrecere a unei colege și a trebuit, asta este viața noastră, cea a ziariștilor. Și trei dintre oamenii mei au plecat acolo, paparații și doi redactori. Au stat foarte mult în fața restaurantului pentru că nu mai ieșeau. Unul din redactori a și intrat. Așa stăm lucrurile. Nu te întâlnești la 11 noaptea la un restaurant mai retras cu o persoană, deja ești destul de apropiată acolo. Depinde. Mi se pare un pic cam... Dacă există o prietenie veche, se poate. Este foarte adevărat, dar atunci dacă n-ai nimic de ascuns, poți să te duci la un... Știi ce cred eu? Dacă mai, vrei într-adevăr să ai o legătură ascunsă, chem persoana respectivă la tine acasă sau se duc în străinătate sau nu știu, deci cine nu trebuie neapărat...